Centrul Multifuncțional Craiova găzduiește, începând de astăzi și până duminică, târgul de turism al Olteniei. La eveniment sunt prezenți expozanți din toată paleta de operatori care activează în industria turismului. În cadrul târgului de turism al Olteniei puteți descoperi frumusețile din Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinți și Olt și vă puteți planifica o călătorie în Maramureș, o drumeție în Apuseni, un circuit la mănăstirile din Moldova sau la cetățile din Transilvania. Centrul de pelerinaj al Arhiepiscopiei Craiovei, prin binecuvântarea înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irin, a venit la acest târg al turismului în care ne prezentăm și noi pelerinajele pe care le desfășurăm atât în țară cât și în străinătate, atât în Țara Sfântă, în Israel, cât și în Turcia, Grecia, Rusia, pentru sufletele creștinilor care doresc să se regăsească și să aibă o vacanță pentru sufletul fiecăruia. Astfel încât avem oferte atât în ceea ce privește Țara Sfântă, cât și celelalte destinații despre care aminteam anterior, pentru toate buzunarele. Dacă doresc să meargă într-o stațiune mai apropiată de Craiova, cele mai cerute sunt Băile Olănești, Căciulata, Valea Prahovei, zona Bran-Moeciu, oferte destul de avantajoase, pornesc undeva de la 700-800 de lei de persoană. Instituțiile de cultură ale Craiovei au venit la eveniment cu standuri frumos aranjate și prezintă vizitatorilor evenimentele culturale din anul 2018. Muzeul Olteniei din Craiova, cu cele trei secții, istorie, arheologie, științele naturii și etnografie, prezent ca de fiecare dată, prilej de socializare și de promovare a agendei culturale și a acțiunilor pe care toate cele trei secții ale Muzeului Olteniei le au în anul 2019 și totodată oportunitatea noastră de a interrelaționa chiar în cadrul unui târg de turism cu viitorul și posibilul public al instituțiilor de cultură craiovene, care de fiecare dată odată ajunși să cunoască paleta culturală a Craiovei, s-au aplecat și în periplurile turistice, ne-au vizitat și secțiile muzeului. Reprezentanții CFR au venit cu oferte atractive. În perioada 18 martie, vizitatorii noștri ne găsesc la standul 41 și se vor bucura de ofertele noastre pentru orice destinație, atât în trafic intern cât și internațional. Anul acesta avem vouchere promoționale 45% pentru călătoria simplă, la biletele întregi și copil, numai dacă călătoria se va desfășura până data de 15 aprilie anul acesta. De asemenea, avem punct de vânzare bilete online, tot cu reducere de 45%. Acestea se emit cu anticipații de maxim 30 de zile și minim 6 ore înainte de plecarea trenului. Târgul de turism este deschis până duminică la ora 16, intrarea este liberă.